O zi frumoasă. 5 planete în semne de foc, luna în semnul leului. Nu e de mirare că ieri, că astăzi, soarele a răsărit, stăluciște cu putere. Pe de altă parte, lumină, inspirație. Dacă ne orientăm energia și hotărârea în direcția potrivită, rezultatele sunt deosebite. Iată ce anunță astele pentru cele 12 zodii. Berbec. Sunt posibile rezolvări ce țin de lege, acte, autorizații, licențe, după ce ați întâmpinat niște respingeri sau amânări. Pregătiri de drum, pentru distracție, relaxare sau pentru o miuță cu băieții ca în zilele bune. Taur. Ați putea primi o tranșă de bani și să aveți un plus de liniște pentru perioada care urmează. Se poate să curgă altfel o discuție care până acum nu v-a fost la îndemână, cu destăinuiri și chiar niște detalii sau dovezi ca să înlăturați odată pentru totdeauna bănuieli și suspiciuni. Gemeni. Veți putea depăși și ultimul punct, care stă încă alea încheierii unui acord, semnării unui contract. Zile frumoase în relația de cuplu. Vă sfătuiți, faceți planuri și treceți la treabă împreună, iar atmosfera aceasta va fi greu de uitat. Rac. Foarte posibil să nu mai apară un motiv de amânare și să primiți acei bani care vi s-au promis, pe care îi meritați pe deplin. Veți redescoperi avantajele și plăcerea unei bune atmosfere în echipă, în colectiv. Vă va fi și vouă mai ușor astăzi și în zilele care urmează. Leu. Gluma-i gumă, treaba-i treabă. Veți insista asupra acelor aspecte la care nu puteți renunța și se pare că și mesajul vostru va fi înțeles întru totul. Este o perioadă specială pentru voi în care puneți mult suflet în tot ceea ce faceți. Vreți să construiți ceva, să se vadă într-un final mâna voastră. Fecioară, noutăți mai deloc. În schimb, diverse rezolvări ale unor situații rămase neterminate. Poate și ceva muncă gospodărească, pentru ca să strălucească totul iarăși. Ați putea găsi acum formula de schimb convenabil ambelor părți prin care să puneți capăt unei dispute. Balanță. Dacă nu se pune problema renegocierii salariului, despre un bonus sau recompensă tot ar putea fi vorba. Oamenii cu care ați stabilit în timp o relație apropiată vă pot ușura diverse demersuri astăzi, mai ales pe cele care țin de mersul unor acte. Scorpion. O lovitură de maestru, încununarea unor eforturi. Ceva bun trebuie să se întâmple în plan profesional, poate cu efecte și în buzunar. Ați putea afla că niște restricții sau obstacole nu vor mai sta în calea voastră începând de săptămâna viitoare. Săgetător. Ați putea fi un punct de reper într-un grup sau într-o negociere, să oferiți argumente pertinente și o poziție ce nu poate fi minimalizată. Pare că nu veți sta pe gânduri dacă se pune în cuplu problema unei deplasări în acest sfârșit de săptămână, la rude sau pentru mișcare. Capricorn. Neatenția sau gândul că nimic nu se poate întâmpla după ce ați ajuns la un acord verbal ar putea să vă aducă o pagubă neașteptată. Ar trebui tocmai de aceea să urmăriți realizarea unei tranzacții până la final, ca să evitați o dezamăgire. Vărsător. Veți putea observa că eforturile voastre anterioare de a vă face cunoscut sau de a vă promova sunt răsplătite cu vârf și îndesat de ofertele sau de realizările de acum. Ați putea avea parte de o declarație neașteptată, de un semn de simpatie sau de dragoste, după cum e situația. Pești. Nu vor trece neobservate eforturile voastre de a ieși dintr-un șablon, de a aborda activități complexe cu care nu ați fost obișnuiți până acum. Se poate să stați peste program, dar veți ști și că miza este destul de importantă. Poate chiar o avansare până la sfârșitul anului. Să avem o zi bună! Mulțumim. Așa să fie o zi excelentă și un sfârșit de săptămână pe măsură.